Bună, mă numesc Dan Oros, sunt practicant yoga de peste 28 de ani, sunt profesor yoga și am experimentat în mod direct toate lucrurile despre care vorbesc în cadrul cursurilor spirituale pe care le susțin. Bineînțeles că din această introducere vor fi persoane care vor gândi, fii atent, cum se laudă că a experimentat absolut toate lucrurile despre care vorbește. Însă, de altă parte, dacă nu aș pomeni acest lucru, nu aș avea niciun fel de justificare să vin să vă vorbesc. Da? Tocmai de aceea am precizat aceste lucruri, ca să înțelegeți că vă vorbesc din perspectiva experimentatorului, nu din perspectiva omului care a studiat spiritualitatea și a citit o grămadă de cărți și a participat la o grămadă de cursuri, ci din perspectiva cuiva care trăiește în viața lui zi de zi acele lucruri care sunt scrise în cărți. Da? Și, din păcate, trăim niște vremuri în care oricine a citit o carte sau două simte nevoia să deschidă un curs spiritual. Trăim într-o piață a cursurilor spirituale saturată de cursuri susținute de oameni care n-au nicio treabă cu subiect, oameni care n-au experimentat aproape niciodată sau niciodată niște stări de conștiință la un nivel foarte înalt, dar care, repet, citind câteva cărți s-au simțit datori să îi învețe și pe alții ceea ce nici măcar ei nu știu. Pentru că simplu fapt că ai citit undeva despre niște adevăruri spirituale nu înseamnă că le-ai asimilat. Da? A afla teoretic despre adevăr este primul pas. Însă, pasul următor este acela de a experimenta acest adevăr în propria noastră ființă. Doar atunci acele informații cu adevărat vor prinde viață. Și puțină lume este dispusă în zilele noastre, într-o societate fast food, fast information, fast spirituality, să aibă răbdare să practice niște lucruri cu consecvență. Da? În special la începuturile practicii mele spirituale, în primii 10 ani, am practicat 10, 12, 14 ore pe zi, cel puțin. Da? Atâta am practicat tehnici spirituale, tehnici de meditație, tehnici de respirație și așa mai departe, până când am ajuns la un nivel de cunoaștere de sine care apoi să-mi permită să pot într-adevăr să împărtășesc ceva. Pentru că nu poți împărtăși cu ceilalți decât ceea ce deja tu ai realizat în propria ta ființă. Da? Tocmai de aceea, atunci când, de exemplu, participați la un curs între ghilimele spiritual, în care cel care susține cursul nu are realizarea interioară a lucrurilor despre care vorbește, voi veți primi doar atât, o informație pe care oricum puteți să o primiți și dintr-o carte sau dintr-o înregistrare, video și așa mai departe. Însă, inițierea are două mari niveluri de profunzime. Primul nivel este nivelul acela la care se transmite informația într-un mod corect, da, e foarte important acest lucru. Iar al doilea nivel este nivelul subtil energetic. Iar acesta este manifestat doar în măsura în care cel care oferă inițierea
are realizarea interioară. Acest transfer se face la nivel subconștient, la nivel energetic. Da? Și, repet, în lipsa unei experiențe directe a celui care transmite, pe nivelul acesta nu se transmite absolut nimic către cursanți. Da? Tocmai de aceea, cu adevărat ar trebui să susțină cursuri spirituale doar cei care au realizarea lucrurilor despre care vorbesc. Da? E una să vorbești despre controlul minții și cu totul altceva să-ți controlezi mintea. Da? Tu poți să citești tone de cărți despre controlul minții pentru că te pui pe un scaun sau într-o postură de meditație, închizi ochii și mintea ta este o imensă intersecție de autostrăzi de gânduri. Da? Mintea ta este invadată și copleșită de numărul imens de gânduri necontrolate care circulă prin ea. Da? Oricât ai citi, acest lucru nu se va schimba. Da? Tocmai de aceea este important, dacă vrei cu adevărat, de exemplu, să îți controlezi mintea, să obții acea liniște și pace interioară și liniște și pace a minții, că de fapt de acolo pornește totul, atunci trebuie să începi să practici niște tehnici, da? Să realizezi o anumită disciplină spirituală prin care să antrenezi mintea să fie focalizată. În primul rând, pe un singur lucru. Acesta e primul pas, da? Învățăm mintea să se focalizeze pe un singur lucru. Pare simplu. Însă vă invit să faceți un test, să vedeți dacă reușiți măcar 3, 4, 5 secunde să vă gândiți doar la un singur lucru. Da? 99,9% dintre oameni nu reușesc acest lucru. Dar ei au senzația despre ei că sunt profund spiritual. Au citit multe cărți și știu multe lucruri teoretic, dar ei se simt spiritual. Da? De fapt, Ramana Maharishi, unul dintre cei mai importanți maestri spirituali yogini ai planetei, definește nivelul de realizare al sinelui, nivelul de evoluție spirituală prin capacitatea de control a minții, prin faptul de a fi capabil să ne focalizăm doar pe acele gânduri pe care ni le dorim. Și bineînțeles că acest deziderat se obține, se realizează după o perioadă de practică sistematică, da? Pentru că în această practică de focalizare, de concentrare a minții, într-o primă fază o să ajungem să liniștim și să focalizăm mintea, știu eu, câteva secunde, apoi treptat câteva zeci de secunde, apoi câteva minute, da? Apoi, bineînțeles, în fazele avansate, zeci de minute, ore întregi. Iar în faza de maestrie, bineînțeles că fundalul minții noastre va rămâne în permanență liniștit, da? Iar pe acest fundal vom aduce gânduri, doar gânduri pe care ni le dorim. Gânduri care apar în câmpul conștiinței noastre la voință. Da? Pentru că realizăm un act creator. Da? Oamenii în mod obișnuit, probabil că știți, au peste 60.000 de gânduri, gânduri care vin și pleacă spontan, consumă din energia noastră mentală și vitală și nu produc nimic constructiv. Da? Gândul focalizat, pe de altă parte, are o putere absolut extraordinară. Da? Cu ajutorul gândului focalizat, noi putem să ne transformăm radical realitatea pe care noi o experimentăm.
Și bineînțeles că atunci când ajungem la această realizare, vom deveni cu adevărat stăpânii propriei noastre vieți. Pentru că viața noastră, așa cum o experimentăm, își are cauza la nivelul minții. Da? La nivelul minții subconștiente. Mintea conștientă doar scrie în subconștient, însă substratul realității noastre, proiectul realității pe care noi experimentăm, este scris acolo la nivelul minții subconștiente. Da? Și pe măsură ce noi începem să ne controlăm mintea conștientă, să fim capabili să o focalizăm pe un singur lucru, pe un singur gând, pe un singur obiect, pe un singur sunet, pe o singură culoare și așa mai departe, pe un singur lucru de cunoscut, atunci forța acelui lucru pe care noi îl realizăm este atât de mare încât, exact ca un laser, mintea noastră conștientă scrie în mintea noastră subconștientă, scrie lucruri noi, da? Scrie programe noi care vor crea o realitate complet diferită. Dar asta numai cu ajutorul gândurilor focalizate. Acum, deschid o paranteză, gândurile acestea focalizate pot să apară și spontan pe o focalizare de obicei negativă. Da? De exemplu, atunci când avem o anumită experiență interioară negativă și întreaga noastră atenție este focalizată acolo pe problema noastră, atunci se creează un efect chiar invers, în care mintea este focalizată pe lucrul acela negativ și dă atâta forță încât acel lucru este scris la nivel subconștient și apoi va genera un efect. Da? E expresia aceea, de ce ți-e frică, nu scapi. Da? Când ți-e frică de ceva, întreaga atenție este pe acel lucru și obții un rezultat extraordinar de eficient, dar extrem de neplăcut. Dar dacă învățăm să facem invers, să ne focalizăm atenția pe lucruri constructive pe care ni le dorim, da, atunci vom putea obține efectul într-un sens pozitiv. Dar pentru asta e important să ne controlăm mintea, da, să fim capabili să focalizăm. Și pentru asta, repet, e necesar să practicăm niște tehnici. Focalizarea aceasta mentală, concentrarea, nu va veni de la sine. Ea va veni ca o consecință a unei practici sistematice, zi de zi, zi de zi, zi de zi, da? Și treptat devine natura noastră aceea de a fi focalizați, de a fi liniștiți, da? De a nu mai avea gândurile acelea perturbatoare care ne invadează într-una mintea. Categoric, această realizare nu este un lucru simplu, da? Nu vreau să vă amăgesc, însă este realizabilă. Iar sistemul prin care eu personal am reușit să obțin toate aceste lucruri este sistemul yoga. Da? Nu este singurul sistem prin care puteți obține acest lucru, însă eu personal pe acesta îl cunosc, pe acesta îl promovez și îl consider cel mai eficient sistem de focalizare și purificare a minții dintre cele care există. Iar în cadrul proiectului spiritual personal Spanda Project, noi avem un curs de yoga online, da, în care practic cursanții sunt învățați pas cu pas cum să ajungă la acest control al minții, pornind de la posturile corporale, da,
apoi continuând cu tehnicile de respirație și cu tehnicile mentale, tehnicile meditative. Da? Putem să ne imaginăm că mintea, corpul și suflul constituie un angrenaj de roți dințate. Da? Dacă controlezi o roată, controlezi întreg angrenajul. Și deloc întâmplător sunt trei tipuri mari de tehnici spirituale, în yoga și nu numai, cele bazate pe corpul fizic, asane se numesc în yoga, și care, prin controlul corpului fizic și poziționarea lui în anumite structuri, în anumite forme, da? Avem acest control al corpului care generează o relaxare a corpului fizic, o liniștire a respirației și o liniștire a minții. Da? Aceasta este o modalitate de a controla angrenajul. Tehnicile de respirație, pe de altă parte, controlează o altă rotiță a angrenajului, și anume suflul. Acolo, controlând suflul, da, apare o relaxare a corpului fizic și apare și o relaxare a minții și o liniștire a ei și o focalizare. Iar tehnicile mentale, tehnicile meditative, urmăresc focalizarea minții, iar prin focalizarea minții apare o liniștire a suflului și apoi o relaxare, sau simultan mai exact, și o relaxare a corpului fizic. Da? Fiecare metodă acționează într-un mod specific. Bineînțeles, ideal este să le combinăm, să utilizăm din toate aceste tehnici dacă vrem, într-adevăr, să avem o eficiență maximă. Noi, în cadrul cursului de yoga, includem toate aceste modalități, toate aceste tipuri de tehnici și nu numai, includem inclusiv elemente teoretice legate de anatomia corpului subtil, pentru că cunoașterea de sine, pentru că evoluția spirituală despre asta este, despre cunoașterea de sine. Cunoașterea de sine înseamnă atât elemente practice, cât și elemente teoretice. Da? Ele doar împreună, cu adevărat, generează o eficiență maximă. Pentru că dacă tu experimentezi niște lucruri, dar nu ai cunoașterea teoretică, nu vei înțelege ce ai experimentat. Dar dacă ai doar cunoașterea teoretică, fără să experimentezi, de asemenea, nu ai o înțelegere corespunzătoare a lucrurilor. Nu ai experiența directă care să te edifice pe tine în legătură cu acele lucruri teoretice și nu se fixează acele lucruri teoretice. Pentru că e una să vorbești despre ceva ce ai învățat și aia poți să uiți, dar e cu totul altceva să vorbești despre ceea ce experimentezi, despre ceea ce tu trăiești în propria ta ființă. Aia nu ți-o poate lua nimeni. Teoria ți-o poate lua, dar experiența ta directă nu poate să ți-o ia nimeni. Da? Așa că întotdeauna e bine să îmbinăm aceste lucruri. Noi, în cadrul cursului, oferim ambele lucruri, și tehnicile, dar și elementele teoretice care să ne ajute să înțelegem ceea ce experimentăm și să putem fixa acele lucruri pe care le experimentăm. Dacă ceea ce am povestit în acest material video ți-a trezit interesul, intră pe site-ul spandaproject.ro și acolo, în meniul yoga, găsești pagina de prezentare a cursului de yoga. În partea de jos a paginii ai un formular de înscriere, te înscrii și, bineînțeles, apoi o să te contactăm și o să-ți oferim toate detaliile necesare pentru ca tu să poți să
beneficiez la maximum de ceea ce cursul nostru de yoga oferă. Sperăm că o să optez să începi această călătorie, o să o continui dacă deja ai pornit-o, călătorie spirituală de cunoaștere de sine, împreună cu noi. Noi te asigurăm că o să îți oferim tot ce știm noi mai bine și tot ceea ce este necesar pentru ca tu să poți, într-adevăr, să avansezi în acest proces de cunoaștere de sine. Te îmbrățișez cu drag.